Băiatul isteț și spiridușul. Trăia odată într-un sătuc de la marginea unei păduri un tăietor de lemne împreună cu cei trei fii ai săi. Într-o zi, omul își chemă fiul cel mare și spuse că el nu mai poate merge în pădure să taie lemne, că e bătrână, așa că le dă fiilor săi această sarcină. Flăcăul ajunse în pădure în zorii zilei, dar nu putu să se apropie de niciun copac. Spiritușii care aveau casă în copaci îl opriră cu o vrajă numai de ei știută. Flăcăul se trezi țintuit în loc și când dădu să se miște, văzu că nu poate merge decât îndărât. Se întoarse deci acasă. Părintele său, care îi cunoștea pe spiriduș, nu se arătă prea supărat și îl chemă pe cel de-al doilea fiu al său. Acesta îi promise și el că încearcă, dar păți întocmai ca fratele său mai mare. Acum bătrânului tăietor de lemne nu-i mai rămânea decât mezinul, dar acesta era leneș. După ce discută cu el, acesta porni spre pădure, dar fără tragere de inimă. Ajuns la marginea acesteia, întâlni spiridușul care îi întoarse din drum pe frații săi mai mari. Hei, piticule! Îl strigă mezinul, nici să nu îndrăznești să arunci vreo vrajă asupra mea, căci rău va fi de tine. Te voi zdrobi ca pe această piatră. Continuă și scoase din buzunar o bucată de caș pe care o strânse bine în mână. Văzând una ca asta, piticul încremeni, își dădu seama că nu ar fi bine să-l supere pe acest flăcău atât de puternic, așa că îl luă deoparte și îi arătă copacii bătrâni și bolnavi, aceia care ar fi bun de tăiat, promițându-i că va apărea în fiecare zi. Seara, flăcăul se întoarse cu lemne din pădure. Văzând una ca asta, bătrânul său tată se bucură nespus. Puteau acum să vândă lemnele și să trăiască bine cu toții.